Campioana județului Buzău, Olimpia Râmnicu-Sărat, va încerca mâine să obțină promovarea în al treilea eșalon al fotbalului românesc. După semieșecul înregistrat în tur, scor 1-1 la Râmnicu-Sărat, Marius Târâlă, antrenorul râmnicenilor, este convins că elevii săi pot bifa victoria care să le asigure prezența în Liga a treia în următoarea stagiune. Râmnicenii vor deplasa la Valea Mărului un contingent format din 50 de suporteri. Înaintea confruntării retur cu Avântul, campioana județului Galați, Olimpia are, din păcate, și probleme de efectiv. În manșa tur disputată în urmă cu o săptămână pentru râmniceni a marcat Ceaușel, iar oaspeții au restabilit egalitatea prin Spânache. Returul va avea loc mâine la Valea Mărului, începând cu ora 17.